doliu în lumea jurnalismului. După ce Carlota Dessy, jurnalist Mediaset, a murit la vârsta de 35 de ani din cauza unei boli grave. Ea lucrase pentru diverse programe ale grupului, printre care Pomeriggio 5 și Fuori dal Coro, programul găzduit de Mario Giordano pentru care reporterul a efectuat recent câteva investigații. Conducerea și întregul personal editorial al TICCOM24 se alătură familiei Dessy cu profundă tristețe. Originară din Cagliari, jurnalista a descoperit că era bolnavă în august. Ea a apărut ultima dată la televizor în decembrie anul trecut. De ce trebuie să luptăm? Nu trebuie să renunțăm, un lucru este sigur. Nu sunt singură. Nu am fost niciodată din prima zi în care mi-am descoperit boala. Acum 4 luni, într-o vară milaneză foarte fierbinte. Din acea zi viața mea s-a schimbat. S-a schimbat pentru mine, pentru familia mea, pentru partenerul meu. Dar am fost imediat copleșită de atâta dragoste și afecțiune în fiecare moment. Sunt înconjurată de oameni și prieteni adevărați care nu mă lasă niciodată în pace și îmi dau mereu atâta putere, mai ales când fricile îmi iau stăpânire. Îmi amintesc să privesc înainte, să mă gândesc la viitor și să nu renunț niciodată. Chiar dacă drumul va fi lung și uneori complicat. Pentru că voi câștiga, sau mai degrabă vom câștiga, a scris ea în decembrie.